Hei, salutare, uite, mă pun să fac ceva de mâncare sau gustare, cum vreți voi să numiți așa, un întremese pentru mine, ceva dulce. Și hai, o să vă arăt și vouă ce o să fac, să mențin aici masa musculară. Bun, ce avem nevoie? Fulgi de ovăz, două, trei banane, să vedem, astea sunt un pic cam mari, așa că o să punem doar Să punem două banane. Da, aici pe sus e plin de suplimente de la Pro Nutrition. Deci, fulgi de ovăz, fructe de pădure congelate, pentru că nu se mai găsesc acum fresh în magazin. Și ce mai punem oare? Apă. Ok. Și semințe de chia. Bun, o să stea un pic ciudat camera, pentru că am pus-o pe monopedul ăsta. Și hai să dăm ceasă. Se vede aici cântarul? Da, se vede. Ok, bun. Deci luăm așa bolul. Cântărim fulgii de ovăz. Acum e la zero. Și punem, uite, 78 de grame. 80 de grame, bun așa. Ce am ce faci? Fac un ovăz aici. Așa, hai să punem și proteina. Așa. GFX 8, nu punem GFX 8. Acum am băut azi dimineață GFX 8. VPI Burn. Punem VPI Burn. Deși e cam nasol acum. Că e 7 seara. Asta e un pic energizant. Bun, hai, ne riscăm. Așa, să resetăm. 27, 28, 40, fix 40 de grame. Hai că e bun, 40 de grame. Deci am pus 40 de grame de VPI Burn. Hai să căutăm semințe. Așa. Semințe de chia. Să punem 10 grame. Bun, 14 grame. Hai că merge. Nu mai arăt o dată semințe de chia. Le găsiți pe site-ul Pro Nutrition. Așa. Ok, dacă n-ar fi atât de târziu seara, aș mai pune un extra de cacao. Acum luăm o lingură, amestecăm ce avem aici. Amestecăm bine. Ok. Punem apă. Pun apă să treacă peste. Așa. Ia să verificăm. Mai un pic. Ok. Două banane. Stai că voi nu știți, o să vă arăt ceva. Deci se ia o banană, se pune 3 sferturi de banană. Restul. Uite asta așa. Restul de sferte de banană. Deja se ia. Unde e botosul? Uite așa. Ține. Bravo. E ajută, ai dreptul de șmecher. Nu merge așa aici. Nimeni nu mănâncă banane fără să munce și zen. Ok, continuăm. Mai punem o banană. Așa. Na, uite. O veni și cățaua. Rea, vrei? Rea, vrei? Vrei? Na. Ai văzut? Așa mâncăm noi aici banane. Ok, hai să continuăm. Acum, eu le sparg așa. Se vede, nu? Uite, așa, le spargem. Ok, pun pe masă ca să pot să le spar mai bine.
Mestecam puțin. Foarte bine. Acum punem fructe congelate. Aici am un mix de mai multe fructe de pădure și pun 150 de grame. Am acolo 58. Și mai am aici. Nu. 162. Hai că merge. Gata. Asta, uite aici, ce fain arată. Ia, să tragem o poză aici. Ok. Bun, amestecăm aici bine și e numai bun. Mie îmi place așa rece. Bine, o să las puțin la temperatura camerei să descongeleze puțin fructele astea, pentru că sunt în congelator și sunt înghețate. Dar în 10-15 minute se pot mânca. Hai să mai strâng din cojile astea de pe aici. Ok, bun! Da. Asta e o gustare pe care o mănânc eu acum. Hai să mai facem o recapitulare. Deci am pus vreo 70 de grame de fulgi de ovăz, am pus 40 de grame de proteină VPI Burn de la ProNutrition, am pus vreo 10 grame, 13-14 grame de semințe de chia, am pus două banane, bine, cu comision, fără comision, și cât vreo 150-160 de grame de fructe de pădure congelate. Ok, bun, păi na, cam asta mănânc acum și uite, transpir din cauza că e foarte cald aici, am un cuptor. Deci am un cuptor. Dovleac. Ha, se face dovleacul. Deci v-ați prins, nu? Următoarea postare să vedeți dovleacul în farfurie. Ok, bun, asta e. Și tricoul meu de la Fit Challenge ProNutrition. Bun, dacă vreți să comandați de pe ProNutrition, știți, codul de reducere 5% Angel, primiți și voi reducere, primiți puncte în cont pe care puteți să le acumulați și să vă luați câte un produs gratis și voi primi și eu 5% puncte în contul meu. Ok, mersi de vizionare, nu uita să dai un like și dacă apare video ăsta și pe YouTube, dai un subscribe. Da, mersi că te-ai uitat și o seară faină. Bye, bye!